Despre smerenia drăcească. Câteva fragmente ale Sfântului Ignatie Briancianinov. Lumea în genere are o înțelegere destul de greșită a ceea ce este de fapt smerenia. Marea majoritate a creștinilor numesc drept smerenie ceea ce înțelepciunea acestei lumi le spune că este. Să vedem ce ne spun Sfinții Părinți despre ceea ce este de fapt smerenia sau smerita cugetare, ceea ce e tot una. Adevărata smerită cugetare stă în ascultarea și urmarea lui Hristos. Adevărata smerită cugetare stă în ascultarea și urmarea lui Hristos. Adevărata smerită cugetare e înțelegere duhovnicească. Ea este un dar al lui Dumnezeu. Ea este lucrarea Harului Dumnezeesc în mintea și în inima omului. Este și o smerită cugetare după bunul plac al omului. Pe aceasta și-o alcătuiește pentru sine sufletul iubitor de slavă deșartă. Sufletul amăgit și înșelat de învățătura mincinoasă, sufletul care se lingușește pe sine, sufletul care caută măguliri din partea lumii, sufletul care năzuiește cu totul spre sporirea lumească și spre desfătări lumești, sufletul care a uitat de veșnicie, de Dumnezeu. Smerita cugetare care și-o scornește omul după bunul său plac este alcătuită din fel de fel de tertipuri pe care trufia omenească se străduiește să capete slava smeritei cugetări de la lumea oarbă, lumea care iubește cele ale sale, de la lumea care preamărește viciul atunci când viciul își pune masca virtuții, de la lumea care urăște virtutea atunci când virtutea se înfățișează privirilor sale în sfânta ei simplitate, în sfânta și neclintită supunere față de Evanghelie. Nimic nu este atât de vrăjmaș smereniei lui Hristos ca smerita cugetare după bunul plac, care a lepădat jugul ascultării lui Hristos și săvârșind furt de cele sfinte, slujește satanii sub acoperământul unei fățarnice slujiri lui Dumnezeu. Nimic nu este atât de vrăjmaș smereniei lui Hristos ca smerita cugetare după bunul plac, care a lepădat jugul ascultării lui față de Hristos și, săvârșind furt de cele sfinte, slujește satanii sub acoperământul unei fățarnice slujiri lui Dumnezeu. Din cartea Experiențe ascetice, pagina 433. Adevărata smerită cugetare înseamnă un fel de a fi evanghelic, obiceiuri evanghelice, un fel de a gândi evanghelic. Adevărata smerenie este o taină dumnezeiască, ea este de neatins pentru faptele omenești. Fiind cea mai înaltă înțelepciune, ea pare nebunie pentru înțelegerea trupească. Din cartea Experiențe ascetice, pagina 433. Smerenia cea mincinoasă se vede pe sine smerită, se mângâie în chip caragios și jalnic cu această vedere amăgitoare, pierzătoare de suflet. Satana ia chip de îngeri de lumină. Apostolii lui iau chip de apostol al lui Hristos. Învățătura lui ia chip de învățătura lui Hristos. Stările care vin din amăgirile lui iau chip de stări duhovnicești și harice.
trufia și slava deșartă, amăgirea de sine și înșelarea, născute din acestea iau chipul smereniei lui Hristos. Ah, unde s-au ascuns de nefericiții visători, de visătorii ce închip jalnic să mulțumiți de sine și de stările lor de amăgire de sine, de visătorii care socot că se desfată și sunt fericiți? Unde s-au ascuns de aceștia cuvintele Mântuitorului? Fericiți cei ce plâng acum, fericiți cei ce flămânzesc acum și vai vouă celor ce sunteți acum sătui, vai vouă celor ce râdeți acum. Din experiența ascetice, pagina 434. Slava deșartă și odrasele sale sunt desfătări duhovnicești mincinoase, care lucrează în sufletul care nu s-a pătruns de pocăință și zidesc o smerenie părută. Sufletul schimbă adevărata smerenie pe această părere de smerenie. Adevărul cel închipuit, punând stăpânire pe casa sufletului, îngrădește pentru adevărul cel adevărat toate intrările în această casă. Vai, suflete al meu, biserică de Dumnezeu zidită adevărului, primind în tine adevărul cel fățărnicit, închinându-te minciunii în locul adevărului, tu te faci capiște. În capiște e înălțat un idol, părerea smereniei. Părerea smereniei este cel mai cumplit fel de trufie. A nevoie se gonește trufia și când omul și-o recunoaște. Dar cum să o izgonești atunci când îi se pare că este smerenie? Din experiența ascetice, pagina 435. Smerenia mincinoasă orbește omul în așa hal că îl silește să creadă nu numai că e smerit și să dea de înțeles celorlalți că este astfel, ci și să o spună deschis propovăduind-o cu mare glas. Amarnic își bate joc de noi minciuna atunci când amăgit, fiind de ea, o recunoaște în drept adevăr. Smerenia cea în dihar este nevăzută, așa cum nevăzut este dăruitorul ei Dumnezeu. Ea este acoperită de tăcere, simplitate, nefățărnicie, lipsă de sforțare, libertate. Smerenia cea mincinoasă poartă întotdeauna un chip prefăcut. Prin aceasta ea se face cunoscută lumii. Smerenia cea mincinoasă iubește scenele. Prin aceasta ea amăgește și se amăgește. Smerenia lui Hristos este îmbrăcată în haină și cămașă, în veșmântul cel mai nemeșteșugit. Acoperit de acest veșmânt, ea nu se face cunoscută și nu este băgată în seamă de oameni. Smerenia este o chezășie în inimă, o însușire sfântă și fără de nume a acesteia, o deprindere dumnezeiască ce se naște în suflet pe nesimțite din plinirea poruncilor evanghelice. Din experiența ascetice, pagina 436. Και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέην και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων. Începutul smereniei este sărăcia cu Duhul. Mijlocul ei este sporirea nea mai presus decât toată mintea și atingerea păcii lui Hristos. Iar sfârșitul și desăvârșirea ei este dragostea lui Hristos. Smerenia nu se mânie niciodată, niciodată nu caută să placă oamenilor, nu se lasă în voia întristării, de nimic nu se înfricoșează. Poate oare să se lase în voia întristării cel care dinainte s-a recunoscut pe sine vrednic de tot necazul?
Poate să se teamă de nenorociri, cel care dinainte s-a osândit pe sine la necazuri, cel care vede în acestea mijlocul mântuirii sale? Din experiențe ascetice, pagina 436. Christis Magdalenis. Στον Άγιον εν δόξον και καλήν εικόν μαρτύρων. Cel smerit nu este în stare să aibă răutate și ură. El nu are vrăjmași. Dacă vreunul din oameni îi pricinește necazuri, el vede în acest om o unealtă a dreptei judecăți sau a pronii dumnezeiești. Cel smerit se încredințează pe de-a-ntregul voii lui Dumnezeu. Cel smerit trăiește nu cu propria lui viață, ci prin Dumnezeu. Cel smerit este străin de nădăjduirea în sine și de aceea el caută neîncetat ajutorul lui Dumnezeu. Neîncetat petrece în rugăciune. Din experiențe ascetice, pagina 437. Și demonii au smerenia lor. O astfel de smerenie cerea de la Dumnezeu omul Satana, făgăduindu-l să răsplătească pentru această smerenie cu o renovare a onorurilor și bunurilor pământești. L-a suit diavolul pe Domnul pe un munte înalt, i-a arătat lui toate împărățiile lumii într-o clipită și i-a zis diavolul: ție îți voi da puterea aceasta și slava lor, căci ale mele sunt și le dau cui vreau. Dacă te vei închina înaintea mea, toate vor fi ale tale. La fel și chinuitorii îi certau pe sfinții mucenici pentru trufia lor și cereau de la ei smerenie, care consta în a te uni cu ceilalți ca să te închin idolilor și să te lepezi de Hristos, și făgăduiau pentru această smerenie să-i răsplătească cu o îmbelșugare de bunuri pământești. O astfel de smerenie cere lumea, care lucrează după principiile și în duhul stăpânitorului lumii acesteia. Lui îi place această smerenie, o preaslăvește, o copleșește cu darurile sale cele mai deșarte. Lumea urăște smerenia lui Hristos, iar sfinții lui Dumnezeu atât de mult urau smerenia cea drăcească, încât sufereau toate greutățile și lipsurile, toate necazurile, numai ca să nu accepte această smerenie. Ei alegeau moartea silnică și de batjocură decât să accepte smerenia dracilor. În această smerenie este lepădarea de Dumnezeu. Smerenia propovăduită de cugetarea trupească, de fățărnicie, de sfințenia deșartă plină de vanitate, este o smerenie drăcească pe cei ce duc viață creștinească, ori călugărească. Diavolul îi îndeamnă la smerenia sa, ca prin ea să-i ducă la mâhnire, la slăbănogire, la deznădejde. Această deosebire este de neapărată trebuință pentru creștini ori călugării de astăzi. Ea îi va face să deosebească smerenia diavolului de smerenia lui Hristos, al cărui învățător este Hristos, care, punând nădejdea omului în Hristos, este străină de slava deșartă, care niciodată nu se arată într-o strălucire și propășire lumească, ci totdeauna petrec sub semnul crucii lui Hristos, nevăzută, prigonită, călcată de reprezentanții lumii, văzuți și nevăzuți. Din cartea Tâlcuire la Patericul Egiptean, pagina 73. Voiește a dobândi smerenia? Plinește poruncile evanghelice. De împreună cu ele se va sălășlui în inima ta, dăruindu-se ei smerenia cea sfântă,
adică plăcută Domnului nostru Iisus Hristos. Ia se ostă nenastenie scădachimenon, voiește a dobândi smerenia? Plinește poruncile evanghelice. Dinpreună cu ele se va sălășlui în inima ta, dăruindu-se ei smerenia cea sfântă, adică plăcută Domnului nostru Iisus Hristos. Din experiența ascetice, pagina 436. Και υπέρτον αδελφών ημών, των εντες διακονίες όντων, και πάντων των διακονούντων, και διακονισάντων, εν τη Αγία Μονή τα αυτή είπαμε. Nimeni să nu vă smulgă biruința printr-o prefăcută smerenie și printr-o fățarnică închinare la îngeri, încercând să pătrundă în cele ce n-a văzut, și îngânfându-se zadarnic cu închipuirea lui trupească. Din Epistola către Coloseni, capitolul 2, versetul 18. Sangre, 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 sang